E în preajma alegerilor prezidențiale se întâmplă aceste lucruri și partidele și-au desemnat candidații. Știm foarte bine, domnul Iohannis va candida, nu e un secret. Dumneavoastră a fost desemnată din partea Partidului Social Democrat. Domnul Tăriceanu își dorește de asemenea să candideze. Mai este și domnul Barna de la USR. Vreau să vă întreb dacă tot ce se întâmplă acum în coaliție are legătură cu intrarea în turul 2 al unui candidat al actualei puteri, care să intre în turul 2 cu Klaus Iohannis. Toate zvârcolirile astea sunt din calcule electorale sau din alte motive? Nu știu. Nu vreau să fac anumite afirmații care să nu fie conforme cu realitatea. Voi avea o discuție mâine cu domnul Tăriceanu și vom vedea care este motivul acestor declarații. Legat însă de candidaturi, legat de alegerile prezidențiale. Pe data de 24, noi vom avea congresul în care vom valida, conform statutului, candidatul Partidului Social Democrat. Pentru mine este important ca să aduc, și cred că am reușit acest lucru, alături de mine, organizațiile din teritoriu. Este important ca toți membrii noștri de partid, simpatizanții noștri, să-și dorească această luptă și să mergem spre câștigarea alegerilor prezidențiale. Am fost foarte mult în teritoriu, chiar săptămâna trecută am fost la Iași și la Suceava și m-a bucurat determinarea și dorința de a câștiga alegerile prezidențiale, nu numai ale președinților de organizații pe care îi cunosc de foarte mult timp, și a primarilor, a membrilor noștri de partid, a președinților de organizații, ceea ce cred eu că este important pentru un partid politic. Cred că trebuie să redevenim același partid din 2016, să punem accent pe organizarea partidului, și știm că suntem un partid foarte organizat, pe comunicare și pe, bineînțeles, pe platforma noastră politică. Și mai avem un lucru pe care ceilalți nu-l au. Noi am demonstrat că putem să facem lucruri bune pentru români. Ceilalți au venit doar cu promisiuni și cu atac la celălalt, la contracandidatul lui. Dar toată lumea acum stă cu ochii pe sondajele de opinie. E normal, cu alte cuvinte. Dacă îmi permiteți, la sondaje. Întotdeauna am ținut cont de sondajele de opinie. Eu mi-amintesc în 2014, când am făcut campanie pentru Victor Ponta. Victor Ponta avea 31%, Klaus Iohannis avea 15%. Și a câștigat Klaus Iohannis, ați văzut, la un scor mare în turul 2. Deci eu cred că dincolo de sondaje, contează modul în care te organizezi și modul în care câștigi încrederea cetățenilor. Pentru că lucrurile se pot schimba de la săptămână la săptămână. Și dacă astăzi în sondaje stai bine, s-ar putea peste două săptămâni să nu stai la fel de bine. De aceea le-am spus colegilor mei, cel mai bun sondaj este votul de la alegerile prezidențiale. Pentru că acela va hotărâ cine va fi viitorul președinte al României. Categoric. Că de-aia și facem alegeri, pentru că altminteri am face doar sondaje, cum și-ar dori unii, probabil, să facem doar sondaje și nu și alegeri. Da, sigur că mulți s-ar putea întreba, și e ultima întrebare care ține de alegerile astea și aș vrea să mergem pe guvernare după aceea. Mulți s-ar putea întreba așa, dacă Iohannis a câștigat și atunci când a pornit cu 15, acum când pleacă cu mai mult decât 15, ce se va întâmpla? Dar și atunci Victor Ponta a pornit cu 31 și nu a câștigat. Și asta e adevărat. Deci domnul Ponta are șanse să intre la guvernare pro-România? Nu. Nu are șanse. Nu. Nu. Noi vrem să ne continuăm guvernarea în aceeași alianță. Și considerăm că putem face acest lucru.